Cetatea Neamțului este una dintre cele mai impresionante cetăți din România și se găsește în partea de nord a țării, aproape de orașul Târgu Neamț. Cetatea Neamțului făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea pentru apărarea împotriva otomanilor. Epoca de glorie a cetății medievale de la Neamț corespunde domniei lui Ștefan cel Mare, organizatorul și conducătorul militar de excepție, care, înțelegând bine rolul fortificațiilor pentru creșterea capacităților de apărare a țării, a întărit cetățile moștenite de la înaintașii săi și a construit altele noi, întreaga Moldova fiind străjuită de un puternic sistem defensiv. Lucrările întreprinse în vremea sa au constat în supraînălțarea vechilor ziduri ale cetății, ridicarea celor patru bastioane ale curții interioare și construirea podului în formă de arc sprijinit pe 11 piloni de piatră. Astfel întărită, în anul 1476, cetatea Neamț a făcut față asediului impus de Mohamed al II-lea după lupta de la Valea Albă Războieni. Mulți au auzit despre legendele cetății Neamțului. Aici ar fi rezistat eroic cei 19 plăieși în fața asediului regelui polonesc Sobieski și tot aici, mama lui Ștefan cel Mare i-ar fi cerut domnitorului să nu caute refugiu, ci să se întoarcă la luptă. Momentul sosirii lui Ștefan cel Mare la cetate, după bătălia de la Valea Albă din 1476, este prezentat de poetul Dimitrie Bolintineanu în poemul Muma lui Ștefan cel Mare, scris în anul 1857. La 1476, de Ștefan, tătarii lui Minghili Gheriai ne-au lovit de aici, de la Nistru. Au trecut Nistru la Soroca, pârcălabul de atunci, albul, m-a chemat pe mine și zice: Nicolae, ai încălecat calul și răb de la Maria sa, spune că de aici vin tătarii. Dar noi rămânem să ne batem cu dânșii. Și eu rămas să lupte cu tătarii, dar eu pe cal și mână, în două zile am fost deja la Războieni, erau ei. Am fost la Războieni. Și am venit acolo, Maria ta, uite ce se întâmplă. Am rămas cu Maria sa, pentru că acolo deja turcii vin peste noi, Mehmet Facih. S-a așezat pe un măgur Ștefan cel Mare, oamenii au trăit copace și au pus cu crejile înainte și cu tufari din poș, cu tunuri printre, apoi a doilea val de apărare la fel, apoi a treilea val de apărare. Sultanul turc Mehmet Facih îmbla buimatic prin țara Moldovei, dar unde e gheaurul? Dar gheaurul nu nicăieri. Dar iată că un turc lehimitit de foame, căutând ceva de mâncare, a auzit cum pe o culme se bat topoarele. S-a ridicat în cetășor, a dat tufare într-o parte și a încremenit în fața lui, în carneșoasă, gheaurul. Ștefan cel Mare, repede a coborât și a alergat peste o bucea, unei oastea turcă și în altă parte. Și a venit răbde: Maria ta, fața sultanului a căzut. Ascultare, Maria ta, vorbește omule, Maria ta, gheaurul, unde? Iată acolo, peste colina cea de acolo, îi stau acolo. A dat poruncă să întors oastea și a ajuns la Războieni. Sultanul care are pe un cal alb a ieșit în fața mulțimii, a ridicat bunciucul în sus, când a strigat odată Allah Akbar, și 160.000 de turci când au strigat într-un glas Allah Akbar, noi care eram sus acolo în Maria sa, am crezut că au crăpat văile Moldovei. Când au pornit în turcime la deal, dar la noi, un omulean de 1,57 m, cu mustață în pletele în vânt, s-a suit repede pe o creangă de copac să vadă câmpul de luptă și când i-au văzut pe turci cum vin, când au strigat odată: măi, voinicilor, măi, izghiala, măi! Și când a început a izghi noi întorși, înapoi, la talpa de albă, și turcii nici încolo, nici încoace. Sultanul, supărat, iese iar înaintea mulțimii, cu bunciucul lui, ridică în sus, arată spre noi și strigă încă o dată: Allah Akbar! Și 140.000 de turci când au strigat Allah Akbar, noi am crezut că au plesnit codrii Moldovii. Și când au pornit-o iar turcimea, da, muleanul nostru de 1,57 m, cu mustața pletele în vânt, s-o sut iar pe creangă acea de copac să vadă mai bine câmpul de luptă și cum i-a văzut pe turci, cum ridicau în goană Colini Costișa, când au strigat încă o dată: măi, voinicilor, măi, încă o dată izgheală, măi! Și când i-a izghit a doua oară, și turcii la talpa de albă, nici încolo, nici încoace. Sultanul s-a supărat grăzav, s-a ridicat pe cal, a scos iataganul, pașalii au început a tremura, dar unul mai șmecheros, repede s-a trântit la pământ, s-a tărit în coate la Maria sa, i-a șters praful de pe cizme: Maria ta, ascultare, vorbește omule, Maria ta, să vede că gheurii ăștia au un cuvânt magic, izgheală, dacă strigăm toți într-un glas, izgheală, izgheală, o sfugă. Și când a început 120.000 de turci, când 20.000 iar au perit în a doua bătălie, a strigat: izgheală, izgheală,
Dar omuleanul nostru de 1,57 m, cu sosit, pe creangă așa de copac, cu pleta și mustața în vânt, și se uită, așa e tot străigă, nu știu, acolo, bolborosesc, ce vreți voi băi acolo, de-i toți, ce vreți voi băi, e izgheală, păi ați fi izgheală, băi voi nici nu încă o dată, și a izghit a treia oară. De veacuri, cetatea Soroca străjuiește vadul Nistrului într-un loc unde acesta șerpuiește Molcom, iar pe malul moldovenesc, dealurile fac o spărtură în șirul lor neîntrerupt, creând un vad natural. Soroca este mai mult sinonim cu cetatea decât cu orașul care astăzi o înconjoară. Cetatea lui Ștefan cel Mare de la Soroca este una dintre cărțile de vizită ale Republicii Moldova. Puțini sunt cei care nu au fost măcar o dată în viață să o vadă, sau cei care vin în Republică și nu dau o fugă până la cetate să-i afle istoria. Și mai puțin, cunosc faptul că cetatea de la Soroca stă în acel loc din anul 1499. Planul cetății Soroca are analogii și rigori matematici cu Castelul de Monte, fortificație din sud-estul Italiei, ctitorită de împăratul Frederic al II-lea în secolul al XIII-lea. În urma ocupației cetății de armata leșilor din 1685, se resimte influența arhitecturii poloneze datorită reconstrucției esențiale a interiorului. Valoarea istorică constă în faptul că cetatea Soroca a supraviețuit până în timpul nostru, la fel cum a fost creată de meșterii din Evul Mediu. Cetatea Soroca este cunoscută și drept locul unde s-au întrunit oștile moldovene sub conducerea lui Dimitrie Cantemir și armatele rusești conduse de țarul Petru I în timpul campaniei de la Prut împotriva ostașilor turci din anul 1711.